Salutări tuturor, bine v-am găsit la GSP Live. Sunt discuții, continuă discuțiile de după ce s-a întâmplat la Sfântu Gheorghe. Meci întrerupt, meci oprit, de fapt definitiv, de arbitrul Chivulete după scandările xenofobe din tribună ale unor fani ai FCU Craiova. Mititelul e resemnat în privința judecării acestui caz la comisii. E convins că va pierde meciul cu 3-0 la Masa Verde. O să discutăm despre acest caz, o să mai discutăm despre pregătirile echipelor din Liga 1 pentru următoarea etapă. Rapid era pe punctul de a-l vinde pe Sefer în Belgia, însă jucătorul a refuzat salariul oferit de Waregem. Sefer primea 11.000 de euro, nu a acceptat acest salariu și rămâne la Rapid deocamdată, deși Rapid a adus om pe postul lui. Rapid se pregătise pentru vânzarea lui Sefer pentru 700.000 de euro. Târnovanu are postul în pericol la FCSB după ultimele meciuri. Despre toate astea discutăm în dimineața asta, însă stăm mai mult de vorbă, stăm la povești cu un fotbalist cu 200 de meciuri în Liga 1, un fundaș central care a jucat și la Steaua, a jucat la Rapid și a jucat în toate diviziile din Liga 4 până în Liga 1, cu U Cluj, echipa care l-a format, echipa pentru care a jucat cel mai mult. Are un titlu Moldova, Octavian Abrudan, în această dimineață invitat la GSP Live. Vă mulțumim că a acceptat invitația noastră. Bună dimineața, Tavi! Bună dimineața, vă mulțumesc că m-ați invitat. Ce faci? Cum îți merge ție momentul ăsta? Ai 30 și aproape 39 de ani în martie. Cum e viața ta acum? Ce faci? Ultima dată erai fotbalist în 2019 la U Cluj și acum? Da, eu zic că am o viață bună. Am doi copii care deja sunt destul de mari. Unul are 10 ani, celălalt 8 ani. Să fiți sănătoși. Mulțumesc. Pe lângă viața de familie, mă mai ocup și cu un club de fotbal pe care l-am format împreună cu doi foști colegi de-ai mei, Gabriel Giurgiu și Dorin Goga. Așa. Un club de fotbal de copii și juniori și... U-Evolution, cumva se cheamă? E da. Aha, ok. Da. Așa se numește. Este un proiect... mai de suflet, un proiect în care noi punem pasiunea noastră pentru sport și sperăm să avem succes în ceea ce ne propunem noi, adică să formăm fotbaliști. Acesta este obiectivul nostru. O chestie foarte delicată și o misiune foarte grea, cel puțin potrivit lui Laszlo Sepsi, care a jucat în 4 țări, fostul tău coleg de la U Cluj și de la Bistrița, spunea ieri, zice, fotbalistul român în momentul ăsta este foarte slab pregătit. Foarte, foarte nepregătit, de fapt. Când merge afară, diferența este uriașă. Aici e o problemă. Cum sunt crescuți copiii? Și uite, voi sunteți exact în zona asta. Da, el oare se referea pregătit din punct de vedere fizic sau din toate punctele de vedere? Din punct de vedere fizic, psihic, tehnic, tactic, din toate punctele de vedere. Exact asta și spus. Din toate punctele de vedere. Păi, așa și este, drept dovadă, fotbaliștii români nu mai prea fac față la un nivel foarte înalt. Așa. În acest domeniu în care sunt rezultatele destul de slabe, adică domeniul producerii de fotbaliști, cred că dacă începi să faci lucrurile cum trebuie, teoretic ai putea să ai destul de repede rezultate care să se vadă, pentru că este o perioadă destul de... nu neapărat neagră, dar o perioadă mult mai slabă decât au fost cele anterioare și orice realizare este mult mai vizibilă. Ok. Bun. Ce faceți voi diferit ca să încercați să compensați un pic, să acoperiți deficitul ăsta pe care îl are tânărul fotbalist român? În primul rând, cred că antrenorii care se ocupă de acești copii ar trebui să fie foarte bine pregătiți și aici... Facem o mică paranteză cu toate scandalurile care sunt, momentan în fotbalul românesc cu licențele pentru antrenori. Am și o părere, poate să discutăm mai... Zi-mi, te ascult, spune-o, sunt curios cum vezi lucrurile tu. Da, eu cred că ar trebui să fie într-adevăr toți cei care se ocupă de fotbaliști la un anumit nivel să respecte regulamentul, în sensul că să fie forțat să aibă o anumită pregătire. Care? Este... Poftim? Ce anume? Ce consideri tu că e esențial ca oamenii ăștia să aibă? Oameni care se ocupă de creșterea copiilor și juniorilor. Aici mă refer în general, nu doar de creșterea copiilor și juniorilor, pentru că și cei care antrenează echipele de seniori au la un moment dat pe mână jucători tineri care provin de la anumite centre de copii și juniori. Și este foarte important cum îi introduc în fotbalul mare și ceea ce fac pentru ei pentru a-i forma mai departe, în eventualitatea în care vor ajunge niște fotbaliști buni pentru echipa de seniori și pentru club va fi benefic un transfer al lor în străinătate sau la o echipă mai puternică. Pentru că aceasta este situația momentană. E normal ca jucătorii să-și dorească să ajungă mai sus, pentru că fotbalul din România nu este la un nivel foarte înalt. Deci cred că ar trebui să fie pregătiți, foarte bine pregătiți. Dacă au fost fotbaliști, este foarte bine, pentru că este un plus. Clar, recunosc anumite situații din joc mult mai ușor decât cei care nu au fost fotbaliști, dar nu neglijată. Deci nu trebuie să lipsească din CV-ul antrenorului pregătirea formală, pregătirea la cursurile de specialitate. Aha, ok, fii atent. Uite, pentru că există Există o dispensă pentru jucătorii care au jucat la un anumit nivel. Domnule, comasăm niște cursuri și facem într-un mod accelerat niște licențe. Cred că B-ul parcă, sau B și A. Adică există niște facilități pentru cei care au jucat fotbal, dar nu cumva totuși e altă mâncare de pește. Ok, vezi antrenori, stai cu un antrenor zi de zi, dar una e să stai cu un antrenor și alta e să fii antrenor, cred. Nu sunt neapărat împotriva acestei dispense, a comasării, pentru că, într-adevăr, ar putea, cred eu, cei care au jucat fotbal să asimileze mult mai repede anumite învățături, dar trebuie neapărat să treacă prin ele, adică să fie obligați să aibă un număr de prezențe, cum am înțeles că este acum, referitor la cazul Burchel, o să mă și pronunț puțin, avem câțiva antrenori care au avut tangențe cu el și am auzit doar lucruri bune despre el, am înțeles că este un profesionist, că este foarte bine pregătit, că cere niște lucruri normale pentru dezvoltarea fotbalului și pentru dezvoltarea copiilor până la urmă pentru a produce fotbaliști. Adică cred că ar trebui susținuți oamenii care, într-adevăr, sunt bine pregătiți în acest domeniu. Ok. Deci tu spui că trebuie respectate regulamentele, adică antrenorii care zic, domnule, eu am așa un har, tinerii antrenori care spun, domnule, eu sunt genial, prea mult stau în școală, de fapt ar trebui să meargă în școală și să stea în școală. Ok, să antreneze, dar să stea în școală să-și facă teoria. Da, cred că îi ajută foarte mult, pentru că am fost și eu fotbalist și e clar că nu ai cum să prinzi toate elementele care te ajută pentru a antrena copii doar din cariera de fotbalist. În momentul în care ești fotbalist, tu te concentrezi pe jocul tău. Încerci să duci jocul tău la un alt nivel, dar în momentul în care ești antrenor, tu trebuie să te concentrezi asupra jocului tuturor jucătorilor din echipă, și a celor care joacă și a celor care nu joacă. Deci sunt multe aspecte și psihologice chiar. Și ca să nu mai vorbesc din punct de vedere al pregătirii fizice. De multe ori, ca și fotbalist, ai un preparator fizic care îți spune anumite lucruri pe care trebuie să le faci. Nu trebuie să te documentezi, nu trebuie să întrebi de ce faci lucrurile respective. Trebuie doar să le faci. Ți se oferă, ți se pun pe tavă, faci asta. Exact. Ești un executant și, bineînțeles, dacă vrei tu să mai aprofundezi, poți să mai aprofundezi, dar în cel mai bun caz aprofundezi niște lucruri specifice postului tău sau specifice ție ca și individ. Este totuși ceva diferit. Eu sunt convins că cursurile de antrenori îi ajută pe viitorii antrenori. Ce licențe ai în momentul ăsta? Sunt curios. Eu nu am nicio licență. Eu mă ocup doar de administrarea clubului, dar ceea ce le cerem antrenorilor noștri este să aprofundeze ceea ce au învățat până acum și, dacă se poate, să aibă licențele cât mai adecvate locului în care antrenează. Fii atent, hai să exorcizăm cel mai rău moment din cariera ta, un moment pentru care multă lume își aduce aminte de tine, povestea de la Steaua. Ai venit la Steaua adus de Victor Pițurcă, însă ai rămas fără Pițurcă repede. De fapt, Steaua a scăpat de Pițurcă repede, l-a adus pe Ilie Dumitrescu și vine pe fast forward meciul cu Liverpool din deplasare. În debutul meciului îi dai o pasă lui Joe Cole care marchează. O greșeală mare, considerată de specialiști, și o greșeală care, înțeleg, a cântărit foarte mult în modul în care cei de la club au judecat prezența ta acolo. Povestește-mi un pic contextul, momentul și hai să discutăm un pic, ca să o terminăm și după aia discutăm și despre alte lucruri mai plăcute. Nu, toate sunt plăcute, pentru și că... Asta. Da, bineînțeles, pentru că în viață poți să câștigi sau poți să înveți. Okay. Deci nu e nicio problemă. Sunt experiențe faine care te formează. Până la urmă... Îți dai seama că eu de multe ori mi-am pus întrebarea ce s-a întâmplat, am încercat să analizez anumite lucruri, dar e bine că am ajuns până la urmă să am și experiența respectivă, știi? Adică poți să faci o greșeală în Liga 4-a și să o știi numai tu sau să nu o știi nimeni, și poți să faci o greșeală pe Anfield. Se mai întâmplă. Eu chiar după am urmărit și am observat că unii dintre jucătorii chiar de la Liverpool au făcut niște greșeli de genul celea care am făcut-o eu, au vrut să paseze cu portarul, pentru că în ziua de azi ați observat, adică în ziua de azi, și atunci când jucam eu, deja jocul cu portarul era ceva normal, să inclus și portarul în posesie. Am făcut o greșeală tehnică, am lovit mingea prea încet, a ajuns mingea la Joe Cole și el a marcat. Ca și context, este... Într-adevăr, plecarea antrenorilor nu pot să zic că m-a avantajat, pentru că a venit un alt antrenor care avea alte planuri. Da. Nu cred că eram neapărat inclus în planurile lui, dar... De ce spui că nu crezi că erai neapărat inclus în planurile lui? Cum simți? Pentru că în momentul în care a venit, am înțeles că s-au cerut, nu știu, vreo 7 sau 8 jucători de la Unirea Urziceni. Ah, ok. Printre ei erau și fundași centrali sau... fundaș central. Și atunci Galamaz, era clar că era nemulțumit. Dacă aduci fundaș central, înseamnă că ești nemulțumit de... sau vrei să schimbi ceva în zona respectivă. Da, cam asta a fost. Asta era contextul. O greșeală. Da. Vreau să te întreb ce simte un fotbalist când dă o pasă într-un meci cu o astfel de miză, un meci cu expunere în primul rând, pentru că toată lumea era cu ochii pe televizor să vadă Steaua jucând în deplasare cu Liverpool, și când realizezi că o gafă, o pasă greșită a ta duce la o deschidere rapidă de scor, realizezi momentul sau zici, bă, mă ridic, încerc să fac ceva? Ce-ai simțit în momentul ăla? E foarte greu momentul respectiv, mai ales pentru fundaș. Da. Te simți, sau cel puțin pentru mine, eu mă simt foarte responsabil, așa am fost toată cariera, de fiecare dată îmi doream, în primul rând, să nu ia gol echipa. Și dacă mai și lua gol echipa din greșeala mea, simțeam o presiune mult mai mare. În momentul acela, nu știu, pentru vreo 10 secunde am simțit așa că se dărâmă stadionul pe mine, dar după aia am zis, ok, e secunda 30, am greșit. Da. La fotbal, cam așa se marchează golurile. Cineva trebuie să greșească. N-am ce face. Trebuie să joc până la final. Da. Vine viitoarea minge la mine, o să încerc să joc cât pot de corect și asta este, trebuie să treci peste momentul respectiv. Dar a fost într-adevăr un moment greu, dar se întâmplă și momente de genul acesta în cariera unui fotbalist. Alți fotbaliști descriu momentul ăsta că simți că ți se scurge tot sângele din tine, așa, se scurge sângele din cap, din picioare, rămâi fără sânge în tine în momentul în care se întâmplă o astfel de greșeală. Da, este o trăire intensă, simți așa că, nu știu, ai dezamăgit pe toată lumea, că ai muncit degeaba atâta timp, dar n-ai ce face. Până la urmă, asta e și frumos la fotbal, că vine meciul următor sau vine faza următoare în care tu poți să demonstrezi altceva. Trece repede. Totul este foarte intens, dar este și foarte rapid. Vreau să mai continuăm un pic disecția asta pentru tinerii fotbaliști care o să ajungă în genul ăsta de experiență. Când ai simțit privirile tăioase sau ai simțit priviri tăioase la adresa ta, nu știu, colegi care să se uite urât sau în vestiar imediat la pauză, cum a fost povestea? Du-o un pic mai departe. Hai să-i facem o disecție profesională, să-i spunem așa. Din partea colegilor nu pot să zic că am simțit anumite priviri tăioase. Da? E clar că stafful tehnic nu eram mulțumit, nu am simțit ca și cum ar fi aprobat sau ca și cum ar fi perceput-o ca și cum ar fi fost o eroare minoră. Mister nu ți-a spus nimic? N-a spus absolut nimic? Mister Dumitrescu, cum mi se spune la Digi, că na, Mister e Cornel Dinu, dar Mister Dumitrescu, în vestiar, nu ți-a spus nimic? Domnule, emergency ball, trebuia să dai un emergency ball sau ceva? Asta că emergency ball e tare, chiar am o amintire cu emergency ball. Zio, povestește. Da, eram în sala de ședințe și pregăteam un meci, nu mai știu care meci, într-una din primele ședințe cu Ilie Dumitrescu și povesteam despre posesie, ne-a arătat niște clipuri cu Barcelona și ne spunea că cam așa și-ar dori să jucăm. Okay. Și în cazul în care nu avem nicio soluție, intervine emergency ball pe Kapetanos. Da. Kapetanos era vârf în perioada respectivă și era foarte bun la jocul aerian, iar în momentul acesta era ultima soluție în care nu puteam nu găseam un culoar de pasare, să jucăm minge lungă pe Kapetanos. De fapt, asta însemna emergency ball. Ai simțit că toți colegii tăi au înțeles exact mesajul? Cei care erau fundași central, cam aceștia trebuia să înțeleagă. Okay. Și cred că da, toți știau limba engleză și toți mi s-a părut că au înțeles, da, au înțeles. Tu și Geraldo erați titulari în momentul ăla. Și Geraldo, da, Geraldo, da. Gardoș, Martinovici, toți știau engleză, da, da. Băieți inteligenți toți, deci n-a fost problemă să înțeleagă. Dar a fost un moment așa mai simpatic, o expresie care nu s-a folosit până atunci, dar s-a făcut înțeles, da, cu expresia respectivă. O să te întreb după aia, mai târziu, o să te întreb și ce a spus ownerul, că acum am înțeles că așa se spune la patron. E folosit și cuvântul din engleză owner, dincolo de emergency ball, dar ajungem la owner mai târziu. Deci la vestiar n-ai simțit, doar răceală, o ușoară răceală a staffului. Meciul după aia ție ți-a ieșit. Cum ai simțit? Ai simțit că presiunea asta te afectează? Te-a afectat în continuare sau... ai fost mai concentrat, mai... Eu cred că mi-a ieșit meciul după, deși am egalat, a fost 1-1 Tănase, cred că da, a dat chiar un gol frumos. A fost 1-1 la pauză, după aia, în repriza a doua, mi s-a părut că am pierdut lupta la mijlocul terenului, au venit foarte multe atacuri din zonă centrală pe noi, am încercat să ne apărăm cât de bine putem, dar n-am mai făcut față deloc. Deci chiar am pierdut... din punct de vedere teritorial, mi se pare, bătălia respectivă. Bun. Meciul s-a terminat 4-1. Tu până atunci jucasești și ai jucat în multe meciuri titular. Din momentul ăla, foarte puțin ai mai jucat, până în iarnă când ai plecat. Și ajungem la owner. Cum ai simțit presiunea pe care acum fotbaliștii o resimt foarte puternic în anii ăștia, ultimii ani, din partea lui Becali? Proprietarul, să le spunem oamenilor, da, care nu știu ce înseamnă owner. Da, da. Chiar după meciul de la Liverpool, acolo la Liverpool, țin minte că a venit și mi-a spus: Abrudane, capul sus, nu e nicio problemă, asta este, ai greșit. Iar mi s-a părut că a avut o atitudine foarte ok. Nu am avut discuții cu el în care să mă demoralizeze sau, nu știu, dacă am mai spus ceva prin presă, nu mai țin minte, dar așa față în față a fost această interacțiune care... chiar mi s-a părut foarte ok. Nu a încercat să mă demoralizeze. Da. Eu am jucat până atunci, într-adevăr, fiind adus de Victor Pițurcă, am fost folosit în perioada respectivă. Apoi s-au schimbat antrenorii. După aceea a venit Ilie Dumitrescu cu un alt plan, probabil. Și odată și cu greșeala aceasta, încet, încet am... jucat tot mai puțin și între timp a și plecat Ilie Dumitrescu. Da? S-au schimbat atunci, cred că vreo 4 antrenori într-un tur de campionat, pentru că a fost Victor Pițurcă, o etapă la Brașov a fost Eugen Neagoe, deși tot Victor Pițurcă era, doar Eugen Neagoe l-a înlocuit, că deja erau certurile cu Gigi Becali. După aceea a venit Ilie Dumitrescu, apoi cred că a fost câteva etape și Edi Ordănescu și apoi a venit Lăcătuș. Deci 5, dacă îl pune și pe Neagoe, Au fost 5 antrenori într-un tur de campionat, a fost o perioadă destul de tumultoasă pentru club. S-au schimbat și jucătorii, așa se întâmplă de obicei, când se schimbă antrenorii, se schimbă și mulți jucători. Deci nu am resimțit o presiune neapărat din partea patronului, doar țin minte că aproape de finalul turului sau la finalul turului deja se făceau liste, celebrele liste de cine pleacă, cine vine, lista neagră, și eu eram pe lista neagră. Da. Bine, mă așteptam, având în vedere că nu a fost folosit. Țin minte chiar la meciul cu Napoli, în care s-a pierdut calificarea. Da. Eram pe banca de rezerve și atunci, poate chiar dacă nu aveam încredere în mine, poate ar fi trebuit să mă folosească măcar ultimele 2-3 minute, pentru că s-a luat un gol dintr-o fază fixă, Cavani, țin minte că a marcat, poate totuși pe fază fixă aș fi reușit să blochez mai bine pe Cavani dacă mă puneau marcaj. Asta este, a fost decizia lor. După aceea am plecat spre Universitatea Cluj. De acolo mi-a părut bine pentru că am fost dorit la Universitatea Cluj și simțeam că oricum, deși mai aveam semnat contractul pe 3 ani de zile, deși aș fi putut poate să stau acolo și să îmi iau banii, cum se spune, îmi doream să joc, aveam 28 de ani, am zis că nu mi se mai, sau 27 de ani, nu stau să-mi termin cariera la Steaua. Atunci era Steaua, nu era FCSB. Da, era Steaua, așa e. Cum se descărca în vestiar tensiunea asta dintre Becali și Pițurcă? Se simțea? Se descărca în vreo formă? Mai ții minte? Aici chiar am o poveste hazlie referitoare la momentul în care a plecat Pițurcă de la echipă. Eu cât timp a fost Victor Pițurcă la echipă, nu l-am întâlnit pe Gigi Becali. Okay. Am venit la echipă, am semnat și actele și tot și nu știu, acum ați văzut după aia, poate mai merg la palat, se întâlnesc cu patronul, semnează. Eu nu am avut parte de așa ceva. Totul a trecut prin Victor Pițurcă. El manageria totul atunci. Okay. Sau cel puțin în cazul meu așa a fost. În momentul în care a plecat Pițurcă, după meciul de la Brașov, cred, am avut antrenament în Ghencea luni dimineața. Okay. Noi știam că Pițurcă nu mai e la echipă și ne-am prezentat în vestiar la antrenament. Iar de asta zic că e hazliu. Pe scaunul unde stătea de obicei antrenorul ne aștepta patronul echipei, Gigi Becali, și a fost... mi se pare hazliu pentru că se fac foarte multe paralele la antrenor, la patron, faptul că din când în când mai intervine asupra echipei. Eu n-am simțit asta cât am fost... Adică nu că n-am simțit, nu am văzut chestia, nu am dovezi clare. Și cu ai cea mai mare dovadă. Gigi Becali s-a așezat pe scaunul, i-a luat scaunul lui Victor Pițurcă, adică i-a râvnit, îți dai seama cât a râvnit la scaunul lui Victor Pițurcă și l-a și luat până la urmă. Bună, da, e o poveste interesantă asta. Chiar acolo s-a... Într-adevăr, atunci nu era niciun antrenor și e normal cumva echipa fiind a lui până la urmă să încerce să fie alături de băieți, să ne spună că stați liniștiți, la un moment dat va veni repede un nou staff tehnic și lucrurile vor decurge normal. Dar a fost interesantă imaginea, să zic așa, în momentul în care am intrat în vestiar, era dânsul pe scaunul antrenorului. Și te mai întreb o singură chestie de perioada asta. Mai ai vreo amintire cu excentricul Ilie Dumitrescu, zis Mister? El e un tip spumos cam în tot ce face, așa, în gesturi, în vorbe, în tot. Da, da. Am mai multe amintiri, dar una aș povesti așa, poate pentru mine era mai interesantă. Erau profilurile de Facebook. Eu nu aveam în acel moment un profil de Facebook și era cineva care și-a făcut un cont cu numele meu. Ok. Eu nu aveam să aflu asta decât chiar de la Ilie Dumitrescu, pentru că în timpul unei ședințe, adică era o ședință scurtă înainte de antrenament cu băieții, așa, mi-a spus că i-am scris pe Facebook anumite mesaje. Rele? Și nu știu ce fel de mesaje, cumva... după un anumit meci în care n-am jucat sau am jucat mai puțin, i-aș fi trimis eu niște mesaje. Și am început să neg și să râd, să spun că eu nici măcar nu am profil de Facebook. Nu știu nici până în ziua de azi dacă mă crede că nu i-am scris o mesajele respective. În fine, mi s-a părut amuzant că cineva s-a dat drept și a făcut un profil efectiv cu numele meu și a niște poze și după aia a scris lui un mesaj în privat. Și a crezut că sunt eu. A fost o întâmplare hazlie pentru mine. Dar te-a crezut că nu erai tu până la urmă? Nu știu, eu i-am spus, n-ai garanția asta. După aia, cred că te-a crezut pentru că a trăit el, a experimentat el asta, cu un cont celebru, săr Ilie Dumitrescu, care posta toate drăcovenile din lume și înțeleg că l-a și dat în judecată. Mă rog, a făcut o plângere penală împotriva celui care se dădea drept el, drept Ilie Dumitrescu. Acum vreo 2 ani s-a întâmplat. Asta cred că s-a întâmplat mai târziu. Da, acum vreo 2 ani s-a întâmplat, dar vreau să spun că a realizat că se poate face și treaba asta. Da. Exact. Da, acum înseamnă că are șanse mari să mă creadă. Zi-mi o chestie. Cum a fost experiența cu Răzvanu Lucescu? Un antrenor pe care l-ai avut la Brașov, cu care ai promovat în prima ligă. Cum era Răzvanu Lucescu? Un tip pe care toți foștii jucătorii laudă. N-am auzit pe cineva să spună, băi, rău cu Răzvan. Păi nu prea ai de ce să nu-l lauzi. Chiar mi-a plăcut Răzvanu Lucescu. Mi s-a părut că e foarte bine pregătit și foarte atent la tot ceea ce face. Chiar am o amintire cu el, era seară, terminasem antrenamentul și am văzut că cineva mai aleargă pe teren. Știam că toți băieții au plecat la baie și nu știam cine mai aleargă pe teren. M-am uitat, era chiar el care alerga și după aia m-a întrebat colegii, dar Răzvan face chestia asta tot timpul sau de ce aleargă? Ce da, este foarte atent, foarte atent la ceea ce mănâncă, foarte atent la felul în care arată, într-adevăr, și la meciul și la antrenamente, tot timpul era bine îmbrăcat, avea grijă la imaginea lui, avea grijă la ceea ce transmite, un om educat și un om care era foarte, foarte bine pregătit, foarte profesionist, era atent la detalii, pregătea bine și meciurile, deci nu mă mir că a avut succes în continuare, pentru că era foarte pasionat și a beneficiat, într-adevăr, am înțeles, de relațiile care le-ar fi avut tatăl său, în sensul că i-au fost facilitate intrările la anumite cluburi să poată să asiste. Dar chestia asta e o chestie acum care am înțeles că se întâmplă destul de frecvent. Poți să mergi câte o săptămână pe lângă anumiți antrenori sau la anumite echipe. El a făcut acest lucru și a prins de la toți, a cules de la toți antrenorii mari pe care i-a putut studia și s-a văzut asta în felul în care a antrenat. Bine, mai trebuie să mai și înțelegi ce vezi acolo. Adică poți să te duci la 100 de antrenamente, mai trebuie să și extragi ceva de acolo, să înțelegi. Da, el avea capacitatea asta să extragă ceea ce era esențial. Cred că toată lumea îl cunoaște acum, pentru că a fost și la echipa națională și în momentul în care ești la echipa națională, deja ești în vizorul țării întregi. Ai vorbit despre Steaua, despre modul în care Pițurcă ținea sau proteja cumva echipa de influența lui George Becali, lui Gigi Becali. Ai vorbit adinauri despre Răzvan Lucescu. Brașov avea și ea un patron, un proprietar, un căpcăun subestimat de presă sau sub, nu știu cum să spun, prea puțin mediatizat de media, dar un tip foarte exigent și un tip foarte capricios și cu foarte multe toane. Cum era Ioan Nicolae? Într-adevăr, era un personaj puternic în timpurile respective. Chiar s-ar putea ca acesta să fie unul dintre lucrurile care, au determinat o anumită valoare, să zic, a fotbalului românesc în perioada respectivă, pentru că erau foarte mulți oameni de genul acesta care investeau în fotbal, nu știu, pentru orgoliul lor, pentru că era o modă, se făcea, poate era ca un fel de concurență între ei. Erau foarte mulți, era Porumboiu la Vaslui, era la Nicolae la Brașov, la Astra, celălalt Nicolae, se investea și la Timișoara, erau și la Dinamo foarte mulți investitori, la Steaua. Era o perioadă în care era un fel de concurență între ei și cred că de aceea a fost și s-a ajuns și la rezultatele acelea bune în Europa ale Rapidului și ale Stelei, pentru că era nivelul campionatului destul de ridicat datorită acestor oameni care au investit în fotbal. El la Brașov cred că avea încredere foarte mare în oamenii pe care i-a ales. Dinu Gheorghe era președinte și Răzvanu Lucescu antrenor și nu intervenea. Deci nu țin minte să fi intervenit vreodată. Nu cred că avea pretenția că ar cunoaște mai mult fotbal decât acești oameni și nu a intervenit deloc la echipă. Banii se plăteau, erau salarii destul de mari. Țin minte că am fost coleg în perioada respectivă cu Măldărășanu, cu Cătălin Munteanu, cu Bogdan Stelea, cu Dani Coman, mai veneau brazilieni la echipă, Rui Duarte, Ezechias, se plăteau salarii destul de bune pentru în perioada respectivă și erau plătite la timp, nu au fost probleme. Deci el își făcea treaba din punct de vedere financiar fără să intervină la echipă și aveau cei care lucrau la echipă, antrenorul și președintele, aveau libertate să facă ceea ce consideră ei că e cel mai bine din punct de vedere profesional. L-ai pomenit pe Rui Duarte, care odată ajuns la Rapid a început să sufere de sindromul dispariției, adică pleca acasă și venea mai târziu. Cum era la Brașov? Nu, asta nu e de la Rapid. Nu? Era de acolo, de la... Așa. Era, cred că de mic că avea acest sindrom. Așa. Am înțeles că el a crescut într-un cartier mai rău famat din Portugalia și probabil de acolo avea anumite obiceiuri. Ca și fotbalist, era un fotbalist de calitate, dar într-adevăr avea probleme cu disciplina. Chiar și în perioada lui Răzvan Lucescu, țin minte că noi plecam în cantonament prin Turcia și era o perioadă în care se făceau două cantonamente și glumeam la început, o să vedeți că Rui Duarte vine doar la al doilea cantonament. Și așa era? Și venea... Da, păi inventa tot felul de scuze, că nu are avion, că are probleme acasă, că s-a întâmplat ceva anume și nu poate să ajungă. Și lipsea la pregătire, dar surprinzător avea energie și avea forța fizică să poată să ducă meciurile din campionat. Pentru că noi de asta facem cantonamentele, pentru a putea să ducem campionatul mai departe. El venea cu o săptămână sau două înainte de campionat și făcea față din punct de vedere fizic. Avea niște calități fizice deosebite și asta l-a ajutat foarte mult. Asta a fost norocul lui, pentru că dacă nu avea aceste calități, nu putea să facă ceea ce făcea el și să se și mențină în echipă. Și un astfel de jucător poate să producă și niște tensiuni în vestiar, pentru că colegii lui pot considera că el e favorizat de antrenor, dar în momentul în care intră și aleargă, probabil că fotbalistul e o bestie până la urmă și își dă seama, băiatul ăsta dacă aleargă și noi câștigăm meciurile, ne luăm banii. Poate să vină și doar în al doilea cantonament. Erau într-adevăr discuții de genul ăsta că nu ar fi corect, nu neapărat că ar fi favorizat, pentru că pe Răzvan, nimeni nu-l suspecta pe Răzvan că ar putea să favorizeze pe cineva. Dar până la urmă, exact așa cum spui și tu, era analizat pentru ceea ce făcea în teren. Și dacă în momentul în care intra în teren dădea randament, te interesa mai puțin dacă a dormit noaptea, dacă a lipsit la anumite antrenamente, pe tine te interesa să te ajute în teren și să poți să câștigi cu el în teren. Și era destul de bun din punctul ăsta de vedere, își făcea treaba foarte bine. Probabil dacă ar fi fost mai profesionist, ar fi fost la un nivel și mai înalt, dar asta a depins de el și e cariera lui, el știe cum și-o manageriază. Ai dat un gol Stelei când erai la Brașov? Da, am mai dat un gol Stelei și când eram la Gloria Bistrița. Așa. Cu Steaua chiar am avut niște... Probabil de asta am și ajuns la Steaua, pentru că așa se spune că dacă joci bine împotriva unei echipe, echipa respectivă te ia la un moment dat sau te remarcă și ai șanse mai mari să ajungi la echipa respectivă. Am jucat cu Gloria Bistrița la Bistrița cu Steaua și știu că se luptau pentru campionat. Nu știu dacă mai ții minte... Probabil mai ții minte, pentru că ești în fotbal de foarte, foarte mulți ani. Incidentul acela cu Rădoi și cu Victor și Iacob, care... Cu geamul spart în vestiar. Exact. A jucat în meciul respectiv. Da. Am reușit să câștigăm. În meciul acela nu am dat gol. Anul următor am dat gol. Dar am avut niște meciuri foarte, foarte interesante cu Steaua și de fiecare dată când joci cu echipele acestea mai bine cotate, cum erau în perioada respectivă Steaua, Dinamo și Rapid, ești foarte, foarte motivat. Antrenorul chiar trebuie să îți spună foarte puține cuvinte de motivare, poate chiar să te liniștească la un moment dat, să nu fii supramotivat, să intri pe teren, să iei un cartonaș roșu în minutul 2. Am reușit să înscriu cu ei și când eram la Bistrița și când eram la Brașov. La Brașov. Țin minte că de fiecare dată omul care m-a marcat a fost Dorin Goian, care mă marca la fazele fixe respective. Și chiar la golul de la Brașov țin minte că am făcut o mișcare care o fac mai rar, o făceam mai rar. Am plecat în zona respectivă, am zis că nu mă mai uit la minge, plec doar în zona respectivă și sper să ajungă la mine mingea. Și am avut norocul să se întâmple acest lucru. Am plecat hotărât, probabil cum pleacă Pippo Inzaghi, cum pleca Pippo Inzaghi la fiecare minge, sperând că va ajunge mingea, chiar dacă din 100 de sprinturi doar o dată ajungea mingea la el. El asta făcea în fiecare meci și probabil de asta și a avut succes. Pleca de fiecare dată cu speranța că va reuși să ajungă mingea la el, va da fundașul pe lângă minge, o va respinge portarul exact în zona în care este el. Și așa, dacă ai crezul și ataci poarta 100% concentrat, s-ar putea să ai și succes. Și așa a fost și cazul meu. E o chestie statistică, de probabilitate matematică. Dacă încerci de 100 de ori, ai mai mari șanse să câștigi decât dacă încerci de 5 ori. Exact, exact. Fii atent, spuneai de motivație, că antrenorul nu trebuia să vă mai spună nimic la meciurile cu echipele mari. Însă, am găsit o declarație a ta din 2006, spunea așa, înainte de un meci cu Steaua, era la Bistrița. Dacă vom scoate un rezultat bun și vom primi din alte părți stimulente, e ok, dar noi oricum ne mobilizăm, rămâne să demonstrăm pe teren că nu ne ducem în plimbare la București. Am senzația că e atunci când sunt acele imagini celebre cu Becali care va alerga prin oraș să vă dea o geantă. Exact. Ca să încurcați rapidul, exact. Atenție, ca să încurcați rapidul. Da, da, da. N-am reușit în meciul respectiv, țin minte că am pierdut 1-0, greu. Da, noi oricum eram... Publicul a văzut din partea asta a camerei. L-a văzut, camera îl urmărea pe Becali, urmărea niște băieți care păreau uneori chiar speriați prin oraș. Horoba a încercat să mai țină un pic un echilibru, așa, domnule, lasă-ne în pace, nu știu cum, dar fotbaliștii erau, mă rog, mai erau vreo 2-3 mai mari, așa, mai bătrâni, Genif Todi, dacă nu mă înșel, care mai schimbau cu o glumă cu Becali peste mașină, așa, în schimb, restul păreau niște băieți intimidați cumva de ceea ce se întâmpla. Zi-mi un pic, povestește-mi un pic momentul, cum l-ai simțit tu, copil fiind, că erai tânăr totuși atunci. Da, păi chiar apar în foarte multe poze din perioada respectivă. Eram, nu știu, în spatele lui sau eram eu puțin în fața lui și el vorbea, era în spatele nostru. Eu în momentul respectiv, exact cum am spus mai devreme, noi eram super motivați să batem orice echipă mare, considerată mare, cum era Rapid, Steaua sau Dinamo. Pe noi eram tineri și dornici de afirmare, majoritatea, și chiar nu ne interesa ceea ce se discuta, pentru că noi vreau să ne facem un nume, o carieră și oricum jucam 100% orice meci ar fi. Eu nu priveam lucrurile ca fiind greșite dacă primeam o anumită sumă de bani și nu mă interesa de unde greșit. Dacă venea Gigi Becali și zicea, uite, aveți, bine că nu venea la mine, la jucător, să știu eu, uite, aveți suma respectivă. Eu nu eram implicat niciodată în chestii de genul ăsta și nu s-a întâmplat până la urmă, dar cum o vedeam eu... cum o vedeam la momentul respectiv, nu mă interesează de unde ar veni bani, pentru că și dacă etapa următoare joc cu Steaua, o să vreau să bate pe Steaua 10-0 dacă se poate. Dacă după aia jucăm cu Dinamo, iară 10, nu mă interesa cine se bătea la titlu. Pe noi ne interesa să jucăm cât putem de bine să jucăm. Și dacă prima este mai mare, treaba lor până la urmă. Pentru că asta e, de fapt, asta e conflictul de interese. Că se spune că în momentul în care tu ai fi primit niște bani de la o anumită echipă, în momentul în care joci cu echipa respectivă, o vei lăsa mai moale, pentru că... E o limită, să știi, totuși, e un fir foarte subțire aici. Știu, dar eu nici nu mă gândeam la chestia respectivă. După aceea am început să o procesez, să mă gândesc, uite, dar de ce spun oamenii respectiv că n-ar fi ok? A, uite, din cauza asta. Eu nici nu m-am gândit, pentru că eu oricum mă gândeam, sunt curat, vreau să joc cât de bine joc fotbal... Nu mă poate influența o primă, pentru că eu oricum o să vreau să câștig meciul următor, dar până la urmă a fost serii de chestia asta, n-am fost implicat, n-a fost cazul, am pierdut meciul respectiv și nu s-a mai ajuns la nicio primă, din nicio parte, da. Dar într-adevăr a fost foarte mediatizată, a fost mediatizată chestia respectivă pentru că el făcea chestia asta, nu știu, fugea pe stradă cu camere în spatele lui, nu avea... Uite, mă uit acum peste imagini, acum mi-am adus aminte de ele, într-un restaurant era, voi vă uitați la el așa, sunteți la masă deja, el face, băi băieți, ia, stai să-l și auzim, nu dăm imaginile că sale Pro TV-ului, da? Ia să vedem. Mă rog, ești la masă undeva în stânga lui, văd, te-am văzut acum în imagine, ești undeva în stânga și te uiți așa, ai o față, te uiți, omul zice, n-am venit cu bani aici, că nu așa, dar aveți 10.000 dacă bateți, dacă... Da, era o practică în perioada respectivă, știu că se promiteau prime și dintr-o parte și dintr-alta contra candidatele. Da. Exact ceea ce spuneam mai devreme, era o concurență între patronii echipelor, între echipe, și o concurență care până la un punct a avut rezultate, a reușit să ridice fotbalul românesc, dar bineînțeles că trebuie să fim atenți să nu depășim anumite limite. Asta depășea o anumită limită, eu eram prea mic ca să îmi dau seama, oricum aș fi jucat oricât de bine aș fi putut cu orice echipă, dar am fost ferit de acest lucru. Mai povestește-mi un pic de la meciul ăla teribil, cu tensiunea imensă cu Rădoi când își taie mâna. Când i-ați bătut, n-ai dat gol, dar... Ce mai ții minte? Ce frânturi de imagini mai ai în cap atunci? Ei erau foarte nervoși pentru că v-au acuzat că ați luat bani de la altcineva, evident. Și... A fost o prostie din partea lor, pentru că, dacă țin bine minte, noi am reușit să-i înfrângem și în tur, la ei acasă, cu un gol de Gabi Mureșan, din lovitură liberă. Dacă mai ții minte, Gabi Mureșan executa foarte bine loviturile libere. Da. Și apoi am reușit să câștigăm cu ei și acasă la noi, dar ei în campionatul respectiv au ieșit până la urmă campioni. Deci au fost degeaba toți acești nervi. Trebuia să accepte înfrângerea respectivă și nu... Bine, nu pot să înțeleg, sunt niște nervi și ei au înțeles să se descarce pe niște geamuri de termopan sau așa ceva. Erau foarte greu de spart, au reușit să le spargă. Cred că după aia le-a părut și lor rău că au ales să se descarce, așa nervii. Păi dacă la urmă, era plin de sânge, săracul. I-a părut rău că era plin de sânge, da. Pentru ei era un meci așa, un meci în care nu se gândeau că pot să piardă, cu niște jucători slab cotați, probabil, dar în fotbal se întâmplă surprize de genul acesta și de asta e frumos fotbalul. Tabi, vreau să te întreb o chestie. Sunt foarte mulți fotbaliști care intră în fotbal ghidați de tatăl lor, fost fotbalist, o presiune imensă pentru cei ai căror tați chiar au fost foarte buni fotbaliști. Cum a fost pentru tine să intri în fotbal, fiu de arbitru? Tatăl tău, arbitru FIFA, Patrițiu Abrudan. Eu ar trebui să-l convin pe tatăl meu să mă dea la fotbal. Așa. El nu a jucat fotbal, a arbitrat, era foarte bun pe ceea ce făcea, dar nu pot să zic că este un fin cunoscător al fenomenului din punct de vedere al jucătorului de fotbal. Așa. Eu la 7 ani țin minte că i-am cerut prima dată să mă dea la fotbal, zic nu că ești prea mic, doar la 10 ani. Am tot jucat până atunci, tot jucam fotbal peste tot pe unde apucam, prin spatele blocului, pe la școală, prin pauze, înainte cu o oră de școală, cu o oră după școală. Și până la urmă am avut vârsta de 10 ani și m-a adus la Universitatea Cluj. El nu era foarte implicat pentru că în perioada aceea, fiind în contact acum cu clubul nostru de copii și juniori, observ cât de implicați sunt părinții și fac tot timpul o paralelă cu ce se întâmpla în momentul în care eram noi mici. Părinții nu veneau la antrenamente, nu veneau la meciuri, mai veneau din când în când la meciuri, dar nu se compară cu ce se întâmplă astăzi. Astăzi sunt unii care vin și la antrenamente și știu tot ce se întâmplă cu copilul respectiv. Atunci te dădea părintele la fotbal și după aia te descurcai, știai care e programul de antrenament, de meciuri și dacă erai serios și îți vedeai de treabă, reușeai să ajungi undeva și dacă nu... Tot, până la urmă, treaba ta era. Nu era o implicare foarte mare. Mai târziu, când am ajuns la echipa mare a Universității Cluj, am ajuns destul de repede, am fost promovat, pentru că era o conjunctură, echipa cădea din Liga, a căzut din Liga, din Divizia A, era atunci Divizia B, apoi din Divizia B urma să cadă deja, era ca și retrogradată în Divizia C și atunci au zis cei care conduc clubul că e nevoie să renunțăm la jucătorii bătrâni pentru că oricum nu mai reușim să ne salvăm de la retrogradare și să băgăm câțiva puști. Eu am fost printre puștii respectivi. Aveai 16 ani. Am mai auzit unele... 16 ani aveai. Da. Așa. Da, da. Și după am mai auzit unele în momentul în care greșeam sau făceam ceva, bineînțeles că ca și fundaș central la 16 ani mai și greșești. Da. Mai auzeam unele voci că uite copilul lui Abrudan și așa, de ce nu-i altul și tot felul de povești de genul ăsta în momentul în care greșești. În momentul în care joci bine, nu mai ești. Nu contează al cui fiu ești dacă joci bine. Da. Nu, da, da. Dar eu am avut, chiar spuneam și cu Gabriel Giurgiu și cu ceilalți colegi și cu George Florescu și cu Răzvan Cociș, noi am avut noroc să prindem o perioadă rea pentru club, dar foarte bună pentru noi. Pentru că dacă echipa era la un nivel înalt, de U Cluj vorbesc, în Liga 1, pentru noi era foarte greu să fim promovați în masă, cum am fost promovați. Noi am profitat cumva de o conjunctură nefavorabilă a echipei și am fost promovați și am putut să ne formăm cumva în Liga a doua, în niște meciuri care nu aveau presiune și nu se dorea neapărat promovarea, se dorea promovarea tinerilor jucători. Asta ne-a ajutat foarte mult pentru noi și uite, pentru Răzvan Cociș, care are în jur de 50 de meciuri la echipa națională și George Florescu are meciuri la echipa națională, a fost foarte benefic pentru că te-a format. Te-a format această perioadă. Mă uitam peste parcursul tău, ai așa, B la 16 ani, C, B, pentru U Cluj, B, Liga 2, Liga 3, Liga 2, promovare imediat, Liga 2, Liga 2, Liga 2, după aia Liga 1 și după aia Liga 4, Liga 3, Liga 2. Cam ăsta e parcursul tău la U Cluj. Deci ai jucat peste tot cu U Cluj. Povestește-mi un moment din tot periplul ăsta al tău cu Cluj prin țară, că ai jucat și la sate și pe stadioanele mari din România. Povestește-mi ceva, desprinde tu ceva. Un moment inedit. De fapt, trei lucruri vreau să-mi povestești. Una, o excentricitate de la U Cluj. Nu știu, ceva poate întâmplat când jucați la sate. Cel mai important moment pe care îl consideri tu în tricoul lui U și cel mai rău moment pe care l-ai avut în tricoul lui U. Prima dată o să îți povestesc despre un moment de la sate, așa, cum ai spus. Da. Jucam în Liga 4-a și peste tot pe unde mergeam, chiar mi-a plăcut foarte mult perioada asta în care am revenit la Universitatea Cluj cu gândul de a duce echipa în Liga 1. Știam că va fi o muncă destul de grea, să luăm echipa din Liga 4 și să o promovăm în fiecare an. Și peste tot pe unde mergeam, mai ales în Liga 4, era o sărbătoare în sat, în oraș, în localitatea respectivă. Da. Am ajuns undeva în județul Cluj, la Triteni, parcă, și chiar lângă terenul de joc era un cimitir. Era o foarte mică tribună amplasată, care era ocupată, bineînțeles, și galeria universității fiind numeroasă, nu avea unde să stea. Și la un moment dat am auzit la stația, cred că și-au montat stație de amplificare special pentru meciul respectiv. Da. Am auzit crainicul terenului, am vrut să zic crainicul stadionului, crainicul satului, putem să spunem. Da, satului, că îi roagă frumos pe suporterii Universității Cluj să iasă din cimitir. Ei stăteau foarte aproape de crucile oamenilor de cimitir și erau rugați respectuos să părăsească incinta cimitirului, pentru că Ei nu aveau unde, practic, unde să stea. Asta a fost o întâmplare hazlie. Da. O întâmplare cea mai rea. Nu. Ok, hai să începem cu rău, da, corect. Cea mai rea, cel mai rău moment în tricoul lui Cluj. N-a fost neapărat un moment rău, a fost un moment frustrant. În momentul în care am jucat cu... eram în Liga 3-a, cred, și jucam în Cupa României cu Astra, cu Astra Giurgiu. Țin minte că Denis Alibec era atacant acolo. Și am marcat gol, am dat eu gol în, nu știu, minutul 2 sau 3 foarte repede. Și era la un moment dat, în minutul 11, 3-0 pentru noi. Era o nebunie pe stadion. Chiar am vorbit și cu unii de pe care erau pe banca celor de la Astra Giurgiu, cu Laurențiu Buș, care atunci era la Astra Giurgiu și zicea că nu înțelegem ce se întâmplă, unde am venit, jucăm aici cu echipa asta de Liga 3 și de 3-0 minutul 11. Și după aceea am blocat eu un șut în careu, în prima repriză, regulamentar, cu abdomenul. Am băgat o alunecare și șutul respectiv s-a oprit în abdomenul meu și din abdomenul meu a ieșit mingea pe undeva pe afară. Da. Și arbitrul a considerat că am făcut hands, a dat penalti și mi-a și dat cartonaș galben. Dacă exista varul atunci, bine, acum depinde de cum e interpretat varul, că am observat că mai sunt unele greșeli, cred că ar fi fost altcumva judecată faza respectivă. Pentru că acel gol și acel galben s-a dovedit a fi foarte important în economia meciului, pentru că până la final, în minutul, era 3-3 la un moment dat, ne-au egalat și prin minutul 89 sau foarte aproape de final a scăpat Alibec cu mine, l-am deranjat și a primit un cartonaș galben. Al doilea cartonaș galben și eliminare pentru mine. Și după aceea am și pierdut meciul respectiv și e păcat pentru cum am luptat toți în meciul respectiv și pentru frenezia care se crease la stadion. Era o atmosferă foarte frumoasă și e un moment așa mai puțin plăcut, pentru că îmi dau seama că dacă ar fi fost tehnologia în momentul respectiv, cred că și-ar fi dat seama, ar fi fost verificată faza și ar fi decurs lucrurile altcumva. Cum a fost verificat la Cluj cu Rapid acum o săptămână. Da, asta am zis, că s-ar putea să nu fie tot timpul. Dar de ce crezi că băieții nu s-au sesizat la meciul ăsta, la Cluj cu Rapid? Adică a fost atât de evident faultul în careu. Ce ar fi trebuit să mai... Eu am văzut foarte puține reluări și chiar am zis că nu pot să mă pronunț exact pentru că nu am văzut reluările cum trebuie, dar ei în camera VAR bănuiesc că au mai multe reluări decât le vedem noi la televizor sau doar acele reluări le au, nu știu. Cred că se pot identifica, își pot da seama mult mai ușor de greșelile, de anumite greșeli care ar putea fi făcute de arbitru. Și cel mai bun moment la U care e? Un moment. Alegeți un moment. Nu știu să zic. Am avut momente bune. Promovările mi-au plăcut. Okay. Chiar din Liga 4-a, din Liga 3-a. Și a fost și un sezon bun în care am reușit să ne salvăm de la retrogradare. Din păcate, la Universitatea Cluj nu prea se luptă pentru câștigarea campionatului. Și atunci, cam astea sunt momentele de fericire. Promovările din ligi inferioare și faptul că reușești să te salvezi de la retrogradare. Astea au fost așa momentele bune care le-aș rememora. Văd imaginea acum cu tine în tricoul Rapidului. Rămâi în istorie ca un fotbalist care a cerut falimentul Rapidului. Aveai de primit 43.000 de euro. Patronii Rapidului au zis să-ți dăm 20.000 de euro și îți retragi cererea de intrare în faliment a societății. Ce s-a întâmplat în culise? Povestește-mi un pic. Chiar nu mai țin minte, m-am gândit la acest subiect în momentul în care am văzut că Tiberiu Bălan și Păcurar Alexandrus își cer drepturile. Eu țin minte că am făcut eforturi ca să reușesc să plec de la echipă. Da. Acum o să mai povestesc o întâmplare hazlie cu domnul Copos. Așa. Înainte să intre Rapidul în insolvență, am avut o masă, adică mâncam după antrenament la Pro Rapid. Da. Și a venit domnul Copos, ne-a ținut un mic discurs în care ne-a asigurat cumva că nu sunt probleme și nu vom intra în insolvență, lucrurile vor reveni la normal cât de repede. Iar după 2 sau 3 săptămâni, țin minte că am aflat din presă că echipa a intrat în insolvență. Da. Ne-a dat atunci exemplu și echipa domnului Mircea Lucescu, Galatasaray, parcă, da, care a reușit să și câștige un campionat sau să joace foarte aproape să câștige campionatul, nefiind plătiți 8 luni de zile sau 9 luni. Și țin minte că a spus: dar stați liniștiți că nu e cazul la voi. Vă dau un exemplu de cum s-au mobilizat respectiv jucători. Nu înseamnă că și voi veți păți așa. Uite, mie mi s-a întâmplat să fiu 7 sau 8 luni neplătit. A fost. Acum o iau ca și întâmplări hazli. În fotbal, de multe ori a trebuit să renunți la o anumită sumă de bani pentru a mă putea transfera, pentru a putea pleca de la echipe. Și țin minte că mi-a fost greu să plec de la Rapid pentru că au venit noi patroni și era un meci de baraj. Și acolo un meci de baraj cu o situație total aiurea din punctul meu de vedere. Noi am terminat în timpul campionatului pe locul 8. Din punct de vedere fotbalistic am terminat pe locul 8. Da. S-a ajuns să jucăm noi un baraj pentru rămânerea în prima ligă. O prostie din punctul meu de vedere. Am jucat acel baraj cu Concordia Chiajna. Da. Am reușit să câștigăm barajul respectiv. Da. Și după ce am câștigat barajul respectiv, eu am plecat de la echipă, a fost o cerință de-a mea să mă lasă după acel baraj să plec de la echipă. Până la urmă mi s-au îndeplinit această dorință. Dar după ce am plecat de la echipă am observat că, nu știu, după vreo 2 sau 3 etape, Rapid a fost retrogradată. Deci după ce ai terminat pe locul 8 din punct de vedere sportiv, după ce ai jucat barajul, și câștigat barajul, a ajuns să fii retrogradat. Până la urmă, banii ți-ai luat sau nu ți-ai luat? Ai acceptat compromisul ăla cu 20 de mii? Nu, n-am luat. A, deci tu practic n-ai luat bani de la Rapid, te gândești serios să faci ce au făcut Bălan și Păcurar, care acum se gândesc să dea clubul în judecată? Nu știu, trebuie să analizez, să văd dacă am dreptul să fac chestia asta în primul rând și după aceea eventual să vorbesc și cu ei. Chiar nu am analizat, acest lucru și nu știu ce voi face. Dar câți bani crezi că ți-au rămas? Așa, după un calcul aproximativ, cu câți bani ai rămas în aer la Rapid? Cei 43.000 toți? Eu țin minte că erau mai mulți bani. Pentru, la 43.000 s-a ajuns după ce s-au făcut anumite calcule. Da, am înțeles, ok. Eu mi-am luat, țin minte că 7 sau 8 luni am fost plătit. Și era, nu știu, mai multe 10.000 pe lună abia. În fine... Eu mi-am luat în momentul respectiv, în momentul în care am plecat de la Rapid, mi-am luat gândul, dar... Da, iată că Rapid trăiește. Rapid trăiește și are bani. Adică, în momentul în care pretinzi că ești continuatoarea unui club, trebuie să pretinzi tot. Adică nu doar activele clubului, ci și pasivele clubului. Trebuie să le iei, să ți le asumi. În mod normal ar trebui, într-o lume normală, să fii remunerat la zi, dar ne-am obișnuit, din păcate, în fotbalul românesc să fie astfel de fenomene. De asta eu, în momentul în care am început și clubul de fotbal, mi-am spus că nu o să fac așa ceva. O să promit oamenilor ceea ce pot să le dau și dacă nu o să am să le dau, o să le promit mai puțin sau nu o să le promit nimic, decât să le promit niște bani. În perioada respectivă era foarte frecventă chestia asta și era chiar o vorbă, ne spuneau oamenii din fotbal: lasă că e bine să ai de luat. Lasă că e bine să ai de luat. Bun. Aveam de luat tot timpul, câte 3-4 luni de pe unde eram, dar nu până la urmă, dacă vrei să te transferi, ți se cerea să renunți la ultimele 2 luni sau la banii care mai aveai de luat. În fine, au fost niște perioade bune din unele puncte de vedere, dar mai puțin bune din punct de vedere al plăților la timp. Vreau să te mai întreb o chestie. Citeam o declarație dată de Bud la un moment dat, chiar am văzut-o la momentul respectiv, după perioada la Milsami, unde ai și câștigat titlul, unde ai fost cu Bud și cu Surdu, români, alți doi români. Bud a spus, zice, întrebați-l pe Surdu de ce l-a făcut să plece pe Tavi Abrudan de la echipă. De ce l-a lucrat, cred că a zis el. Stai să spun imediat declarația, că o am cuvânt cu cuvânt. Întrebați-l pe domnul Surdu cine l-a lucrat pe Octavian Abrudan, care a fost aici. Ce s-a întâmplat? Români, trei români undeva, iată că nu e liniște unde sunt trei români undeva, nu e liniște. Eu am fost cu Romeo Surdu coleg la Steaua, la Rapid, la FC Brașov și la Milsami, la 4 echipe. Nu știu dacă am mai fost cu cineva coleg la atâtea echipe. Eu am avut o relație ok cu el, eu nu știu să mă fi lucrat sau să fi făcut ceva. Într-adevăr, în perioada respectivă, mai mult îmi petreceam timpul cu Cristi Bud. Așa. Poate a știut el ceva, nu știu exact despre ce, la ce se referă, dar eu țin minte că mi-am dorit să plec de la echipă, pentru că nu eram mulțumit deloc de condițiile pe care le-am întâlnit la echipă. Într-adevăr, echipa se lupta la câștigarea campionatului și avea niște obiective ok pentru campionatul Moldovei, dar ca și nivel de trai, eu nu-mi doream să trăiesc acolo și în momentul acela s-a și născut al doilea fiu al meu și am zis că până la urmă, chiar dacă câștig mai puțin bani, e bine să fiu aproape de familie și să îmi sporesc nivelul, calitatea vieții până la urmă. Deci nu știu să fi făcut, da. N-am nicio cunoștință să fi făcut Surdu ceva anume. Știu că era destul de apropiat de antrenor, avea o relație mult mai apropiată decât noi cu antrenorul, dar ăsta era stilul lui. Țin minte că avea chestia asta, vrea să se împretenească cu toată lumea, să aibă o relație bună. Dacă a depășit limita asta și a avut mai mult decât o relație bună, sau cum și-a format relația asta bună cu antrenorul sau cu cei din conducerea asta, nu știu, pentru că n-am asistat la nicio discuție de genul acesta. Tavi, îți mulțumesc mult de tot pentru prezența în dimineața asta la emisiune. Îți doresc multă baftă cu școala pe care o aveți, să vă iasă, să fiți sănătos și tu și familia ta, să ne vedem cu bine. Îți mulțumesc pentru invitație, a fost o reală plăcere. Asemenea, toate bune, o zi bună îți doresc. Ne revedem mâine dimineață la GSP Live, 9:01. Nu uitați peste zi www.gsp.ro pentru toate informațiile importante din fotbal. O zi bună, pe mâine!